companiile încearcă să-și păstreze oamenii cheie chiar și într-o perioadă de criză și mai ales într-o asemenea perioadă. Pe lângă faptul că îi păstrează în firmă, continuă să-și investească în acești oameni cu training și mai mult decât atât cu servicii de coaching. Am discutat cu Șerban Chinole, unul dintre cei mai cunoscuți experți în domeniul coachingului în România, despre acest subiect, despre acest business și despre evoluțiile următoare, inclusiv despre brandingul personal. Aș spune că pentru o etapă de, în primul rând, de consolidare din punct de vedere al profesiunii, deci este primul eveniment organizat de capitolul local de coaching, ICF, dar aș spune că mulți membri și coach profesioniști cu care am stat de vorbă și am văzut chiar și intervenții de ale lor, raportează o creștere a cifrei de afacere în această perioadă de criză. Deci momentul este într-un fel favorabil și mă bucur că am avut răspuns la această primă conferință. Repet, în contextul unor resurse limitate, restructurări, tăieri masive de fonduri de training, companiile de training și formare profesională care, într-adevăr, erau jucători importanți pe piața de resurse umane, raportează pierderi masive. Pe de altă parte, cel puțin din punct de vedere personal, clienții cu care lucrez eu încă investesc în oamenii cheie pe care îi păstrează sau cu care conduc compania pe vremurile acestea de criză. Nu pot să compar domeniile, pentru că sunt comparații forțate. Piața de training este uriașă, deci nu se pune problema în termenii ăștia. Dar în termeni realiști, o companie care își reduce, de exemplu, personalul, da? Reduce din resursa umană și atunci cei care rămân sunt presați să desfășoare aceeași activitate și poate primesc mai multe proiecte. Asta induce un stres suplimentar, o neclaritate asupra obiectivelor și așa mai departe. În aceste condiții, de multe ori ei vor să apeleze la un sprijin. Ori sprijinul confidențial nu vine de la șef, care își cere îndeplinirea obiectivelor, poate cu același salariu și într-un orizont de timp mai scurt, poate veni de la un coach din afară. Mai e un element foarte important. Intervenția de training nu este eficientă din punct de vedere al costului, pentru că plătești 2-3 zile, pe când un coach îl angajezi pentru o relație, pentru un număr de ore și, indiferent de tariful respectiv, întoarcerea investiției este mult mai serioasă. Deci merită să investești într-un proiect de coaching atâta timp cât clientul își dorește acest lucru. În România, cei care au adoptat primii și au introdus proiectele de coaching la nivel de top management și poate de high potential managers sunt cei din banking, cei din pharma și telecomunicații. Cam astea sunt sectoarele, cel puțin din experiența mea și ce am văzut eu ca și tendință. Mai puțin în alte domenii. Coachii își desfășoară activitatea într-o mare anonimitate. Deci lumea nu... De ce? Pentru că, în primul rând, relațiile sunt confidențiale. În al doilea rând, conduc business-uri de o persoană sau două persoane. Deci marca personală este decisivă. De multe ori poți să ai nevoie de un coach, dar să nu știi de unde să-l iei. De aceea marca personală e foarte importantă. Am invitat și experți în domeniu, atât din România cât și din străinătate. Cei din străinătate vor interveni când se trezesc, că sunt în Statele Unite și Canada, printr-o conferință Skype. Este foarte important să-ți consolidezi o marcă personală sau un brand personal și într-o corporație și într-o organizație, pentru că îți creezi o reputație și lumea cumva apelează la tine. La fel este și în coaching. Totul depinde de nivelul de reputație pe care îl ai, dar și de cât de cunoscut ești. De aceea o să avem și o discuție legată de impactul așa numitului social media, deci toate aceste medii noi, cum ar fi Facebook, cum ar fi LinkedIn, cum ar fi YouTube, cum ar fi website-uri, blog site-uri și așa mai departe. E bună întrebarea. E adevărat că lucrurile s-au mai schimbat, adică de la
de la prima etapă în care au fost gândite, mă gândesc acum la Facebook. Facebook a fost un mediu social gândit pentru cei de la Harvard, în care schimbau cumva pozele la absolvire și chestiuni de genul ăsta. Asta era în 2004. Din 2004 și până acum a devenit rețeaua numărul 1. Există încă o percepție că este mai degrabă un site de socializare pentru tineri în care schimbă pozele. Nu este, nu mai este. Media de vârstă în Facebook, de exemplu, este cam 35 de ani. Există 200 de milioane de membri. Deci este un număr impresionant și practic de la scopul principal lucrurile au migrat către un branding personal, către socializare și către identificarea de așa zis prieteni cu preocupări comune, care în final, fără a fi agresați de oferte tranzacționale, să te cunoască și să poată să solicite serviciile. Deci pentru Facebook, pe Facebook, pe Twitter, am uitat să spun Twitter-ul, Twitter-ul are o creștere senzațională, are la ora actuală circa 40 de milioane de subscriberi, dar în Twitter ești obligat să schimbi câteva gânduri în 140 de caractere. Deci practic este o condensare și un fel de esență a mesajului personal. Toate țin de personal branding. Chiar să spuneți, experții în personal branding la ora actuală au între 20 și 25 de ani. Experții recunoscuți global. Și asta îți spune ceva, pentru că ei sunt exponenții generației Y și ei așa relaționează. Noi putem să alegem să nu relaționăm în felul ăsta și să nu accesăm aceste medii, însă cred că noi pierdem dacă nu facem lucrul ăsta. În următorul an, fără a avea pretenții că sunt un super vizionar sau ghicitor al viitorului, dar și din știrile locale și din media și din ce se întâmplă, în ciuda situației economice extrem de dificile, sunt absolut convins, nu că, virgulă, coaching-ul va înflori ca și industrie, dar vor mai apărea câteva școli de formare în România și, având în vedere că va exista o criză de alocare și de reconversie profesională, de ce nu? Noi avem datoria să creăm, din punct de vedere asociație profesională, cadrul necesar pentru a reorienta tineri mai ales. De asta și social media și personal branding sunt elemente care rezonează foarte bine cu tinerii. Sunt foarte mulți tineri care fac acum facultăți pentru că așa le spun părinții. Trebuie să ai o facultate. Ori în ziua de astăzi, ce mai faci cu o facultate? Deci, ai nevoie poate și de o profesiune, ai nevoie de un nou orizont. Deci cred că va exista o potrivire între nevoile existente pe piață, pe o piață afectată de criza economică și ceea ce poate oferi o nouă profesiune. Asta este viziunea mea. Ați văzut declarații făcute de Șerban Chinole, expert în coaching, după o...